Story 1, tras 1. Și vă prezentați cine sunteți, cu ce vă ocupați, ce căutați pe aici. Am uitat. Salutăm sau... Bună, sunt Laura. Salut, sunt Afshin. Și vă vom spune povestea Artisan Coffee Gear. Artisan Coffee Gear se ocupă de cafea de specialitate și aici este focusul nostru, de la echipamente, consultanță, training, până la cafea verde. Artisan Coffee Gear este comunitate. Aici a luat ființa Artisan Coffee Community, care organizează festivalul Slow Coffee Festival. În 2004 eram, când lucram în IT și pasionat de cafea fiind, căutam un business mai aproape de oameni, mai social, în care putem să avem conversații mai multe. Și așa am fost atrași de cafea. Și aici am început cu Coffee Tea & Spice, primul magazin în Iași, dedicat cafea proaspăt prăjită, ceaiuri și produse de gourmet. În 2013 am cunoscut prima dată cafeaua bună, cafeaua de specialitate. Am mers la Boca Coffee Roastery în Amsterdam, unde am avut oportunitatea să facem un training pe cafea cu campionul național de atunci. Și a fost extraordinar, experiența minunată. Așa, după acest training am venit înapoi acasă și am început să descoperim ce înseamnă cafea de specialitate în România. Și am aflat că, de fapt, totul a fost la început, în Iași nu au existat. Au fost puțin la Cluj și la București și de acolo am început să căutăm echipamente, cum să preparăm acest cafea, cum am preparat la Boca. Și am ajuns la La Marzocco, care a fost recomandat de cei din Boca. Da, și prima vizită la La Marzocco, țin minte, la fabrică, a fost minunată. Am avut șansa să stau cu Piero Bambi pe terasă, în timp ce Afshin discuta cu Andreas și pur și simplu să vorbim despre oameni și despre cafea bună. Practic, în 2013 am început, am devenit și distribuitor la Marzocco în România. În acea perioadă, la Marzocco nu exista, pentru că nu exista nici cafea de specialitate. Până în 2016, cred că am bătut cât un aparat pe an și am crescut aproape 100% la un an la altul, din două aparate, trei aparate. Până în 2016, când piața a început să dezvoltă în București și în Cluj. Am început să importăm și alte ustensile, accesorii și am devenit un fel de hub pentru cafenea de specialitate. Un fel de one-stop shop, tot ce ai nevoie pentru a dezvolta acest business. În 2018 am început cu prăjitorie de cafea, Probat. Am devenit distribuitorul lor. Tot am văzut trendul pieții și încotro se duce cafenele de specialitate, piața de cafea de specialitate. Și ne-am îndreptat spre prăjitorie de cafea. Am început să, din 2018 până în ziua de azi, am deschis mai multe prăjitorie. Și în timpul asta am văzut și zona de cafea verde. N-am vrut să ne concurăm cu clienții noștri și atunci n-am deschis o prăjitorie. Dar am început să investigăm ce înseamnă cafea verde pentru acei clienți care am avut. Și în 2020 a fost primul drum la origin, unde am cunoscut fermierii, am fost în Columbia la o licitație de cafea și am avut șansa de a cunoaște fermierii și am păstrat același trend de excelență în ingrediente pe care le aveam și în echipament. Și am continuat acest drum și am tot dezvoltat, de la Columbia la Panama, Nicaragua, Etiopia și în continuare căutăm origine noi, ferme care sunt preocupați de calitate și bineînțeles că ne-am focusat și în zona în care fermierul poate să ia mai mult bani pentru cafele. Am participat la licitație, unde fermierul este premiat, practic, pentru calitatea care produce și prin licitații primește mult mai mulți bani, direct. Și în continuare, asta ne preocupă, să fermierul să fie răsplătit la fel de bine cum este restul lanțului. De la cafea verde,
Țintele noastre au fost să lucrăm cu prăjitorii artizanale care nu au capacitate să face achiziții mari și în același timp vor acces la cafea bună. Și atunci am oferit acea flexibilitate de a cumpăra chiar un sac de cafea dacă vor. Și în felul acesta și piața a început să se dezvoltă. În toți anii acesta avem peste 100 de parteneri. Am livrat peste 300 de espresoare, 50 de prăjitoare. În afară de partea economică, artizan înseamnă pentru mine foarte mult comunitate. De asta a luat ființă în 2016 Slow Coffee Festival, o platformă pentru toți partenerii din piață, unde cafeaua de specialitate trebuia prezentată publicului larg. Anul acesta au fost mai mult de 4.000 de participanți și putem spune că... Tot în acest an am reușit, după o luptă de 2 ani de zile, să introducem în cor meseriile atât de importante pentru dezvoltarea industriei de cafea. Barista, expert, prăjitor sunt doar câteva dintre meseriile introduse. Și asta ajută foarte mult dezvoltarea pieții de cafea de specialitate, să ajungă în hoteluri, restaurante, în toate zonele în care nu este prezent. Și viitorul sună bine cu o cafea bună. O cafea de specialitate.